Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dat un ultimatum guvernului de la Kiev și a cerut ca Ucraina să îndeplinească propunerile Moscovei cu privire la noile teritorii din Herson, Zaporojie, Donetsk și Lugansk. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, armata rusă va lua imediat măsuri, afirmă Lavrov. Avem de-a face cu un ultimatum palid, pentru că este bine să reamintim cu îngăduința dumneavoastră că dacă spune că este necesar ca Ucraina să îndeplinească exigențele lui Putin, altfel va acționa armata rusă, voi să reamintim atunci care armata rusă. Este vorba de cea care n-a fost în stare să cucerească Kievul, poate avea și o conotație nucleară, dar doctrina militară a Federației Ruse spune că se poate recurge la arma nucleară numai dacă teritoriul Federației Ruse este atacat. Ultimatumul lansat de ministrul rus de externe vine la o zi după ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că e deschis la noi discuții. Este un bluf, un balon de săpun, dar asta indică nervozitatea de la Kremlin, că altfel nu se explică ca la câteva ore după ce șeful statului a spus că este deschis către negocieri cu cei interesați, deci nu numai cu Ucraina, în pacificarea zonei. Chiar dacă președintele rus s-a arătat deschis la discuții, Kievul și aliații săi occidentali au respins oferta. Încă de la începutul războiului izbucnit de Vladimir Putin pe 24 februarie, Federația Rusă a suferit mari pierderi, în timp ce Ucraina s-a bucurat de succes.